Salutare, băieți și fete, eu sunt Gabi și ne-am regăsit la un episod de Free Fire, iar astăzi deschidem cutii. Câte cutii? Vreo 50 de cutii sau mai bine zis gifturi, mâncava și gura voastră. Avem aici 50 de gifturi de la persoane diferite. Cum am făcut eu rost de aceste cutii, de aceste gifturi? Ei bine, asta o să vă explic puțin mai târziu. Ce se află în aceste gifturi o să vedeți la fel puțin mai târziu. Înainte să începem acest episod, iertați în primul rând mâța asta moartă de la mine din cap. Știu, trebuia să o tund de acum vreo 2 zile, dar a început să pută. Înainte de a începe acest episod, vreau să fac o scurtă promovare unui prieten care tocmai ce s-a apucat de TikTok și da, știu, nimic interesant, toată lumea avem TikTok, însă, atenție, acest prieten organizează un concurs, în valoare de 100 de lei pentru unul dintre voi. Ce trebuie să faceți pentru a vă înscrie la acest concurs? Păi trebuie să intrați pe profilul lui de TikTok, aveți chiar acum TikTok-ul lui pe ecran, să-i dați un follow și să vă lăsați ID-ul vostru de pe joc în comentarii la ultimului clip în care am menționat despre acest concurs și cam atât, el va extrage un câștigător care, bineînțeles, va beneficia de 100 de lei PaySafe la el pe cont. Și acum să revenim la clipul nostru. Am lângă mine pe Roxan, care astăzi să mă ajute foarte, foarte mult și nu o să mă ajute doar la deschis cutii, o să mă ajute să calculeze toate diamantele pe care le voi primi eu din aceste gifturi. Ideea este felul următor. Cum am făcut eu rost de aceste gifturi? Păi eram într-o seară live și m-am gândit, băi, cum ar fi dacă aș face un clip în care aș deschide doar gifturi? Ok, ar fi foarte șmecher pentru că nu am mai făcut niciodată chestia asta și am zis, bă, câte gifturi pot să primesc? Și din câte vedeți, avem 50 din 50. În total au fost vreo 55 de gifturi, doar că 5 dintre ele nu s-au pus, din păcate. Adică oamenii mi-au dat gift, dar din păcate nu s-au pus. Cum am convins eu atâtea persoane să-mi dea gift? Păi foarte simplu, le-am zis dacă vor să mă ajute pentru că o să apară într-un clip. Și din câte vedeți sunt foarte multe persoane care mi-au dat câte un gift, câte două sau chiar câte trei gifturi. Habar n-am ce mi-au dat fiecare. Eu la început de live înainte să-mi dea gifturi le-am zis, le-am arătat pe joc tot ce nu am, ok? Am zis că îmi doresc foarte mult un skin pe Charge Buster, deci țin să cred că multe din aceste gifturi sunt pe Charge Buster ăla care mi-l doream eu. Dar nu știu, vedem și dacă îl iau permanent, sunt cel mai fericit pentru că n-am skin pe Charge Buster bun și Charge Buster ăla m-ar ajuta foarte, foarte mult. O am lângă mine pe Roxan care o să mă ajute foarte mult pentru că fiecare gift Roxan îl va calcula pe calculator, ok? Va calcula câte diamante costă fiecare gift și când terminăm clipul vom afla câte diamante a costat toate aceste gifturi. Așa că Roxan, ești pregătită să calculezi? Sunt pregătită, hai să începem. Hai să dăm drumul cu primul gift. Hai să vedem ce mi-a dat Beleaua și mi-a dat un schimb pe Charge Buster. Băi, eram sigur, bro, eram sigur. Bun, deci cât costă 40 diamante. 40 diamante până acum avem. Opa, îți arăt și mail-urile celelalte. Mi-a dat mail-urile vechi. Ok. Hai să vedem mai departe. Nu, bro, nu, dar mi-e frică să le deschid, să-mi bat picior, dacă mi-a dat toți mâncare de pet, m-am pe geam. Mâncare de pet cât costă? Stai cum mă uită. Cred că vreo 15 diamante, ceva genul ăsta. Bro, nu cred! Tot mâncare de pet, e tot acest băiat, înseamnă că mi-a dat 3 gifturi diferite, mi-a dat numai mâncare de pet. Ok, Charge Buster. Păi și vedem că șansele sunt pice, trebuie să urce bara asta de tot, nu? Să fie la 100%. Da. Mamă, și urcă numai câte una la o cutie, mâncava jucurau, deci nu cred că le au, șansele sunt mici să le au. Hai să vedem, băi, am deschis 3 gifturi, a 4-a e cu noroc, hai să vedem și... Da, mă, nu se poate, 3 zile, sunt curios să văd la sfârșit pentru câte zile le au dacă nu le au permanent. Hai să dăm următorul tot de la acest băiat, hai să vedem mâncare de pe și a bătut joc de mine original. Hai, bă, nu cred că primesc numai mâncare de pet, bro, nu cred! A, era, fii atent că era ăla, nu era mâncare de pet. Nu era, da, era o cutie pe armă care o aveam deja. Care costă 25 de diamante, că știu 25? Eu cât costă. Da, 25, sigur. Okay. Era pe shotgun ăla cu Dirt of Fire. Hai să vedem următorul și următorul am primit un scar pe 24 de ore. Cât costă o cutie de asta? Stai să verific scarul. 40. 40 diamante cutia asta? Voi vezi că dă destul de bine, că dă Dirt of Fire și nu Armory Penetration, dar din păcate n-a fost să fie. Nu, nu, nu. Mama, e prima cutie din viața mea pe care am deschis-o. Ok, hai să vedem mai departe și am primit... Wow! Băi, ești nebun, de la cine a primit Alesso? Ăsta? De la Alesso mi-a dat, și cât costă asta? Cât costă? Ia uite. Stai să mă uit, repede, 399. Mamă, 400 de diamante, bro! De la Alesso mi-a dat. Te pup, Alesso, dacă vezi clipul ăsta, hai să vedem mai departe. Adi, hai să vedem ce mi-a dat Adi. Adi mi-a dat... Ce naiba e asta? Două cutii ți-a dat. Două cutii pe ce? Prii consumabile, deci în total 50 diamante. A, 50 diamante, ok. Mai departe. A, era Charge Buster ăla, uite, mi-a apărut. Deci l-aveam. Băi, și nu vroiam, gen... Le-am zis la toți, băi, nu-mi dați chestii care deja le am. Hai să vedem. Ce naiba e asta VSS? Ia, cât costă? A, e pe arma asta, mamă. De ce mi-ai fi dat un skin pe sniper, care deja îl am? Ok, hai să mergem mai departe. Și bam, și acum mi-a dat... Băga mai și ce în viața mea, pe cârâ 7. Asta e digger-ul ăla, știi?
Aici, da, da. Toată lumea vrea Deagle-ul de la cutia asta. E o cutie care spică Deagle-ul. Roxana, mai am 28 de gifturi. Câte diamante? Da, 38 de gifturi, mai am câte diamante? 539. 539 din 12 gifturi? Da. Mamă, ce scumpe-s gifturile. Bine, dar de fapt părul ăla a făcut-o cu 400 de diamante. Făcut. Hai de viața mea, nu te cred. Mâncare de pe mi-a dat. Hai să vedem ce mi-a dat Tudy, fii atent aici. Tudy mi-a dat un Uzi. Ok, nici asta n-a fost fie permanent, e tot pe Chash Buster ăsta. Eu le-am zis să-mi dea Chash Buster, numai că Chash Buster vedeți că l-am, că e claim, gen l-am luat deja. Nu pe Chash Buster ăsta vroiam eu vroiam pe ălalt, mov, dar se pare că nu știu câți dintre eu. 40 diamante cutia. 40, tot 40 diamante, da. Hai, nu, mâncare de pet, bro, nu mâncare de pet. Următoarea, hai să vedem și... Ăsta-l vreau, mă, dar nu pică, bă, nu pică, uite și am 36. Leo, mi-a dat o cutie, 40 de diamante. Okay. Nu prea are bani. De la el cât băgabi mi-a dat. Ia să nici mi-a dat cât băgabi, ia. Și tot pe Chash Buster, iar n-a fost să fie permanent, numai câte 3 zile îmi pică. Tot cât băgabi, hai să vedem. Și tot pe Chash Buster, iar tot n-a fost să fie permanent. De la Amir, Amir Cor. Mamă, ce nume are băiatul ăsta să moară bine. N-a fost fie, băi, numai 24, hai mă, bro, că trebuie să-l iau, nu se poate că nu-l iau. Mai departe, Roxandru, să ții pasul cu mine, da? Da. Asta e consumabil, e tot 40, tot pe ăsta. Tot pe Chash Buster-ul ăla. Da, e 40 de diamante. Adi, hai să zicem ce mi-a dat Adi din nou, Adi mi-a dat... Tot pe Chash Buster-ul ăsta greșit. Bă, câți mi-a dat pe Chash Buster-ul ăsta greșit? Și de la Bogdan, hai să zicem ce a primit de la Bogdan. Mâncarea de pește, a bătut joc de mine Bogdan. Ha, Zeus, TNT Zeus. Hai să vedem ce mai are TNT Zeus. Două cutii au fost. Mamă, pe Mechanical, bro, cât costă Mechanical? 90? Nu, nu, nu are pe 90. Mamă, mâncava și gura voastră cât am dat eu pentru prăitoarea asta, n-am vreo, cred că peste 5000 de diamante într-o zi am băgat, numai ca să iau Mechanical-ul și l-am luat, am luat tot de aici, vedeți că am tot, gen, bine, lansatorul și prăitoarea. Și mi-a dat acum două cutii, dar nu mai am ce face pe ele. 40 stai că am ieșit din greșeală. 40 de diamante mecanică? Da, da. Mamă, vezi că la ieftinită înainte era 90 de diamante, o cutie, ții minte. 0, hai să zicem, mi-a dat 0. 0 mi-a dat 2 pe sniper. Ce sniper? E sniperul ăsta, nici nu știu, e pe groza asta, uite, vezi? A. Cred că tot așa, tot atâta, nu? 40 de diamante sau cât costă? Da, 240 cred. Stai să verific, da, 40. 40 de diamante, deci vezi că-s 2, da. Deci mi-a dat gift de 80 de diamante. Băi, am ajuns la jumatea gifturilor și n-am primit nimic în afară de părul al lui Alesso, bă. Hai mă, ce aș basta, e pică, bă, odată, că sunt prea multe cutii. Mâncare de pet. E o mâncare de pet. Hai să mai departe. Hai, bro, nu, și-a bătut joc de mine. Iar mi-a dat mâncare de pet, da, eram sigur. Ok, de la 0, hai să vedem ce mi-a dat 0 din nou. Zero mi-a dat tot pe Chash Buster, iar tot n-a vrut să pice, dar am ajuns, vedeți, cam aproape la jumate linia, vezi? Da, dacă mai jumate. Primesc o cutie, ești la jumate, fac 50 lucky de la. Doamne, mâncava jupura voastră, m-a umplut cu mâncare de pet, bă! Bă, nu! Bă, ai ținut pasul cu mine, nu? Nu, no, erau 3, nu? 3, da. Da. 3 mâncare de pet. 3 am fost. Hai mai departe. Chash Buster, n-a fost, mă, să fie. Băi, mâncava jupura voastră, nu se poate, bă! Mai am 17 cutii, ce crezi? Iau ceva interesant? Cred că da. Hai să mai încercăm. Lolo mi-a dat un schimb pe Chash Buster, n-a fost să fie. Altul tot de la Chash Buster. Asta e Chash Buster alalt, mamă, doi acuratețe urât o fai, vezi că și asta e bun, dar e prima cutie din viața mea pe care am primit. Tot 40 costă cel mai probabil. Ok, tot de la Lolo, hai să vedem. Na, mă, bro, nu pică, bă! Chash Buster blestemat! Încă 14 gifturi mai am, hai să văd și pe groză. Groza aia, uite. E pe păritoarea asta cu doi tofai, cred că costă tot atât, 40 sau cât costă. Da, 25. Câte? 25 de diamante? Deci 25 de diamante, bă, mai departe, hai să vedem. Jbam și, acum! Nu, mă, că nu mă, mă, tot îl iau, mă, tot îl iau, mă, să-mi bat piciorul, nu cred, bă, nu pică, mă. Chiar așa, bă, uite și tu, bă, am făcut lucky 62, băi, Roxan. Vezi? Ioi. 62 am lucky. Ioi, de la 0. Să văd de câte zile l-ai. Nu știu, mă uit la sfârșit, că nu prea. 299! Bro, ce cu e botul ăsta? What the fuck? Ești mecher, 299 costă. Dar și de la cine l-am luat?
Este de la Headman, din Headman clan. Mi-a dat de la mine, din clan. What the fuck, bro, nu mă așteptam, uite cum fac papucii. Să rog picioarele. Ok, e mișto giftul, dar tot vreau ceașbastră, bă, dați-mi, bă, ceașbastră, Gareno, fac scandal, să-mi bag piciorul. Avem. Vezi sniperul ăla. Stai, cât costă ăsta, ia. E, da, cred că 25, sigur, 25 diamante. Mai am 9 gifturi, boi, nu cred, bă, nu cred. Am de la Câbă Gabi, ăsta mi-a dat mâncare de pesta, să vedeți. Fii atent aici. Și? A, nu, mi-a dat tot pe ceașbastră. Hai, bro, simt că-l iau, deci trebuie să-l iau. Am mai descris ceasbastră, ai ținut pasul, da? Da, am încercat, eu căutam cutia aia pe scar. Tu am mâncare de pet, mâncava jucura voastră. Ce-l-am o mâncare de pet, da. Ok, gata. De la Câbă Gabi, ceasbastră, boi veri, boi veri, bag ceva în el de ceasbastră blestemat. Nu e ca și cum joc cu el, dar vreau să-l am acolo. Uite, mă, numai 3 zile, mă, dar nu se poate bă așa ceva. Nu mai am giftul, termin giftul, le mâncam așa cura voastră, 50 de, uite, Lucky 72 am! Ioi. Să mor de nu... Mi-a dat pe Deagle, primul skin pe Deagle primit, de la aceste gifturi. Pe Deagle ăsta cât costă? 40, nu? Da. Hai bă, ultimele 3 gifturi, nebun, nebunul, nebunul și Alex, hai să vedem. Nebunul mi-a dat, tot pe Deagle. Nu pică Deagle-ul ăsta, Deagle-ul ăsta la mine e blestema, nu o să pice niciodată Deagle-ul ăsta. V-am zis 3 zile. Și ultima cutie, sper să fie de la Alex, sper să fie un schimb pe ceasbuster să-mi pice permanent. Haide! Ce-a bătut joc de mine, nu cred. Bro, din 50 de gifturi nu mi-a picat, bă! 50 de gifturi, cât a costat gifturile toate în total? Stai e de pet, mâncare de pet. 2500 de diamante. 2000, punem în mare, 2000 de diamante. Multe rău de tot, bă, 2000 de diamante cheltuite aiurea. Să-mi bat picior dacă mai cer o dată gifturi. Mai bine îmi luam singur să mor, mai bine 2000 de diamante să-mi bat picior dacă nu luam la cutii să-mi ajungă. Da, băi și fete, băi, din păcate cam ăsta a fost și clipul de astăzi. Eu unul sunt puțin cam dezamăgit, pentru că sincer să fiu, băi, vroiam să-mi pice și mie permanent, adică bă, nu că vroiam, chiar mă gândeam că bă o să pice, pentru că am zis, deci am menționat la toți care nu știau ce să-mi dea gift, să-mi dea ceasbastră, l-am luat pentru 66 de zile, mă, cava jucura voastră, 66 de zile l-am luat, bă, 66 de zile. Bun, și în afară de asta am primit acest păr care mi-l doream și era printre singurele păruri care, păruri care nu le aveam, singurele coafuri și da. Oricum, cu afura asta arată mult mai bine decât ce am eu acum în cap. Mai cam atât și cu acest episod, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați acolo de mare, mare like, un share și un subscribe dacă sunteți noi. Eu am fost Gabi, v-am pupat. Ceau, bă!